O lume dezorientată, fără certitudini, cu prea puțină lumină în priviri. Asta trăim dacă ne lăsăm duși de val. Există însă oameni care știu și pot să se împotrivească valului, să rupă ritmul, să ne trezească, molipsindu-ne cu ideile lor proaspete, îndrăznețe, uneori obraznice. Oameni care schimbă totul. Pentru ei, nu există, nu se poate. Să-i aflăm, să învățăm împreună să trăim frumos și cu sens. Când depinde de noi, eu știu. Nu există, nu se poate. Bun găsit, dragii mei! Ce ironie! Vremurile tulburi ne aduc din nou în fața televizorului, cu tablete, computere, telefoane, ca o prelungire a mâinilor noastre, ca să ne conecteze la o lume pe care nu o mai atingem, o ținem la distanță, doar ne-o imaginăm sau ne-o amintim. Și totuși, inimile noastre iubesc. Și totuși, ochii minții privesc până departe. Imaginile sau vorbele din aceste ecrane, mai mari sau mai mici, au acum o altă valoare. Și cine așterne pe ele cât mai sensibil, cu emoție, cu maestrie, reușește să ne țină captivi în cutiuța cu minuni. Cine sunt acești oameni pricepuți care văd dincolo de aparențe, care așează cap la cap imagini, sunete și emoții într-un mod care ne face să simțim că trăim dincolo de toate, dincolo de îngrădiri, frământări și neîmpliniri? Vase Onel este unul dintre ei. Priviți! Sunt Vase Onel și sunt videograf. Îmi plac oamenii. Îmi plac oamenii creativi și cei care muncesc pentru visul. Meseria de videograf mi-a scos în cale mulți oameni de acest fel. Oameni frumoși, oameni calzi, oameni care pot sta de vorbă ore în șir fără să-ți dai seama când trece timpul. Sunt fascinat de personalitatea fiecărui om în parte și sunt fascinat de ideea de a surprinde imagini în mișcare, povești care rămân ca dovadă peste timp. Că un anumit om a trăit pe pământul acesta, indiferent de ocupația lui. Fiecare om este unic în felul lui. Și consider că orice moment din viața noastră se întâmplă cu un motiv. Talentul ce mi-a fost dăruit este necesar să-l împărtășesc semenilor mei. Și pentru că timpul trece atât de repede, am decis să extrag câte o părticică din fiecare om frumos pe care l-am cunoscut. Așa a apărut proiectul Văd Oameni. Gândul la acest proiect l-am de prin 2015, moment în care am ajuns la o maturitate suficientă pentru a-mi da seama că cel mai mult în viață contează oamenii din jurul meu. Simt un atașament aparte față de Iași, orașul meu natal, și vreau să aduc un omagiu locului în care m-am dezvoltat ca artist. Esența fiecărui episod în acest miniserial este surprinderea de elementul său la câte unui personaj deosebit cu care m-am intersectat de-a lungul celor 36 de ani de viață. Un gând care mă urmărea după ce am terminat facultatea era: ce voi face de aici încolo? Așa că am căutat, mi-am urmărit visul și am muncit din greu până ce l-am văzut împlinit. Astăzi pot spune fără îndoială că eu mi-am găsit calea.
Mă consider un artist. Mă consider un om care își trăiește zi de zi propriul său vis. Și mă bucur nespus atunci când întâlnesc oameni cu care pot împărtăși același sentiment. Văd oameni este pentru mine. Dar mai mult decât atât, este pentru voi. Bun venit, domnule videograf! Bine v-am găsit! De ce nu cameraman, operator? Aș vrea să le explicăm celor ce ne privesc acum. Ce face un videograf în plus? Nu știu dacă face neapărat în plus sau poate că... Da, poate face în plus, dar de nevoie face în plus. Pentru că un videograf este un autodidact, la urmă urme. Adică noi trebuie să le facem pe toate. Învățăm și am învățat în mare parte acea meserie de cameraman, operator de imagine, mai mult de pe internet. Că... Furată. Furată, spune, da, da. Și de la alții și de sau la alții. Sau ca ucenic că... al altuia. Exact, nu? Exact. Suntem autodidacți. Internetul pe care îl avem la dispoziție ne oferă foarte multe. Dar poate termenul ăsta de videograf s-a dus, a derivat din cameraman sau operator video, ni l-am însușit mai mult, videograf, pentru că practic nu există termenul de videograf, cel puțin în dicționar, din câte știm noi, nu există. Dar un videograf le face pe toate și... De la căutarea subiectului, bănuiesc că nu ți-l caută nimeni, n-ai oameni de documentare în jurul tău, am, nu? Am vrea să avem, dar nu. Le facem pe toate, de la lumini, sunet, scenariu, regie, tot. Cameră. Montajul? Montajul, da, partea tot finală. Voi. Tu filmezi, tu decizi cum vezi prin ochiul camerei de luat vederi, prin ochiul camerelor de luat vederi, pentru că tot tu manevrezi și o dronă și o cameră de un tip și o cameră de un alt tip. Asta tot... înseamnă să fii videograf. Adică este un termen mai nou, poate cum au apărut, sau nu știu, a apărut termenul de vlogger, care înainte nu era, și la fel vloggerul se ocupă și de filmat și de tot, de subiect, așa și videograful se ocupă. Mai mult stă în spatele camerei, ci drept, nu ca acum, nu sunt obișnuit să stau în fața camerei, dar trebuie să mai facem și pe asta din când în când. Cred că cei de acasă ar trebui să înțeleagă mai mult decât atât, pentru că videograful e artist, cum spuneai, dintr-un motiv. El se gândește nu doar să surprindă din exterior ceea ce se întâmplă în fața camerei, ci apoi când trece în atelierul său de creație, la montaj, dacă pune cap la cap piesele din puzzle, imaginile, sunetele, face mai mult decât atât. În primul rând, imaginea nu e brută, așa cum o captează, nu-i așa, aparatul. Nu, nu. Ce înseamnă brută această colorizare? Colorizarea în sine este o știință, adică este un, pentru mine este un job separat, exact cum ziceam, noi reușim să le facem pe toate, dar fiecare în parte, și sunetist, și luminist, și orice, este cu totul altceva. O meserie separată. O meserie separată, da. Și acolo chiar este o mare știință. Vorbim de culori complementare, de niște chestii deci, foarte practic, colorezi fine. Imaginea, colorizăm, ea nu e așa da, cum e colorăm, captează. Exact ca și o pictură. Luăm o planșă goală, da, care filmarea, în cazul nostru, și o colorizăm, o colorăm. Ne permite tehnologia și softurile actuale, programele în care lucrăm, să modificăm aproape orice culoare și nuanță din imaginea respectivă. Să le faceți mai vibrante, dacă e nevoie, mai sau triste, mai pale, dacă sau, să, depinde să de subiect. Da, nu? Exact. Ceea ce exprimi, până la urmă, trebuie să fie în acord și cu culorile ce exact, ți apar exact în fața ochilor. Ca și la o fotografie, adică e cam același lucru. Numai că mai greu puțin. Un pic mai greu, da. Fiind în mișcare, deja se schimbă un pic. Ce înseamnă sound design, de exemplu? Sound design, iarăși, vine, toate aceste lucruri vin mână în mână, adică pentru crearea unui film, unui video, unui orice, nu prea poate să existe una fără cealaltă. Adică dacă vrem un produs de calitate, trebuie să fie toate. Și sound design nu înseamnă, iarăși, un domeniu pe care noi abia l-am observat, că el există de foarte mult timp, adică în filme se practică de foarte mult timp, adică și la început, de când dar erau filmele mult. Vreau să înțeleg, sunetul ca care este adăugat, zicem, sunetul da? Pe care îl adăugăm în post-producție. Dar adică, nu faci așa, pui doar o melodie, o nu, lași nu să curgă și tu pui imaginile peste. Adică pașii,
tocurile pantofului sau orice, un scârțit de mâner, de ușă, se adaugă. Se adaugă și se amplifică în funcție de efectul pe care vrei să-l urmărești. Ele, normal, se pun nu pentru a fi auzite, ele nu trebuie să fie sesizate, ci să completeze filmul per total, atmosfera. Da. Pentru mine, prezența ta aici, în fața camerelor de luat vederi și nu în spatele lor, manevrându-le cum ești tu obișnuit, are o semnificație aparte. În primul rând, ar vrea să le spun celor de acasă că nu există, nu se poate, e efortul a două echipe, alcătuind acum o singură familie. În echipa noastră din televiziune am cunoscut oameni pasionați, dedicați muncii noastre, fie că sunt în spatele camerelor de luat vederi, surprinzând emoțiile, fie în regia, de acolo, de undeva de sus, care coordonează totul, fie în locul unde sunetul e rafinat ca să ajungă cât mai clar și firesc în casele oamenilor, fie manevrând luminile care pun acest decor minunat în valoare și ne fac să părem mai frumoși noi la televizor, fie acolo unde machiajul prinde contur sau în atâtea alte departamente ale televiziunii care pun umărul ca într-un puzzle ca să construim ceva pe sufletul vostru, al telespectatorilor. În echipa mea însă există și videografi ca tine. Andrei, Iulian, sunt oameni cu o viziune aparte, cu creativitate, cu bucuria de a înfățișa emoțiile pe micul ecran. Eu le mulțumesc tuturor celor din această echipă, pornind de la tine, și mă bucur nespus că ești aici. Văd oameni, e seria pe care ai creat-o, nu singura, firește, dar să ne referim la acest proiect minunat. De ce ai numit povestea ta în serial Văd oameni? Întâmplător, inițialele sunt și cele ale numelui meu, Vasea Onel, și poate s-a legat sau poate m-am gândit direct la asta, nu știu, pur și simplu așa s-a întâmplat. Dar inițial m-am gândit să-l denumesc în engleză, adică I See People, numai că nu prea suna, nu știu, nu rezonam cu el. Și încet, încet am ajuns la Văd oameni, și am zis că hai să-l las așa, totuși vreau să fie în românește, pentru că e dedicat cumva ce am făcut până acum, până în momentul de față, și cu siguranță o să mai urmeze și alte episoade, au fost pentru Iași mai mult. M-am rezumat la orașul în care locuiesc. Și să fie tot în română. Munca ta m-a inspirat, să știi, am descoperit-o pe un moment dat pe internet. Și e o inspirație, felul pictural în care tu pui în valoare acești oameni, oameni normali, oameni ca și noi, oameni care nu sunt actori, dar care sunt atât de bine puși în valoare prin talentul tău, să spunem direct. Știu că ești un om modest, dar dă-mi voie mie să spun ceea ce gândesc. Căci am văzut destul de multe în 27 de ani de meserie, încât te îndrăgostești de aceste povești și de oamenii din ele. Cum îi faci pe acești oameni absolut normali să se deschidă în fața ta? Cum îi convingi, cum îi abordezi? Ai o strategie cumva înainte de filmare sau chiar în ziua filmării? Nu am nicio strategie. Pur și simplu sunt așa cum sunt. Încerc să mă porc și eu cât mai natural cu ei. Cum și eu acum mă simt un pic ciudat, da, în fața unor profesioniști, așa se simt și ei în fața mea. Adică poate am alte așteptări, sau, dar încerc să fiu cât mai natural cu ei și chiar așa îmi și doresc să se întâmple, ca ei să nu creadă că trebuie să facem un film, nu trebuie să turnăm un film. Eu vreau de la ei cât mai autentic, să poarte cât mai autentic și să trăiască emoțiile pe care cu siguranță le au în interior, dar să le dea drumul, să fie, să iasă. Știi? Să fie ei înșiși, până la urmă, chiar înșiși, dacă sunt în fața camerei de luat vederi. Și reușesc, adică, nu știu, e șochii mie, nu știu exact cum, da, dar se întâmplă, adică, o și mă bucur. Desenezi cumva și în sufletul lor. Pentru cei de acasă, ce nu știu, tu ești profesor de desen, da? Așa este, da? Ca ai copii? Serie, da. Am o fetiță de 6 ani. Să străiască, mulți înainte. O să le spun celor de acasă că abilitatea unui videograf este aceea de a-și căuta personajele, dar mai cu seamă de a le cunoaște îndeajuns, încât să le facă să devină aproape actori în filmul său. Am văzut niște filme de nuntă, de exemplu, să ne înțelegem, de nuntă. Adică ceea ce credem
așa generic vorbind, că poate face oricine are o cameră în mână. Și o mătușă poate să țină un telefon mai bun în mână și mirii toți se vor bucura să revadă imaginile peste ani, nu-i așa? Dar un videograf, asta e marea diferență. Nu surprinde doar ca un martor exterior ceea ce se întâmplă acolo spontan. El transformă personajele, de altfel oameni fără abilități speciale în fața camerei, în actori în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă cei de acasă nu mă cred, iată, să privim spre ecran. Fiecare dintre noi are un om drag pe care îl poartă cu el, în gând, în inimă, pentru totdeauna. Iar acela ești tu, scumpul meu viitor soț. Îți mulțumesc că ai răbdare, că îmi zâmbești, că ești optimist, că te gândești la mine, că mă acoperi cu atât de multă grijă și dragoste, că faci timpul în doi să fie tot ce-mi doresc mai mult. Nu mi-am imaginat vreodată că cineva mă poate face atât de fericită. Tu ești cel mai frumos dar pentru mine. Te iubesc și te voi iubi o veșnicie. Ai spune cuiva că îl iubești este echivalentul cum ai spune tu nu o să mor pentru mine niciodată. Așadar, iubiți credincioși, să purtați această iubire în viața voastră așa cum astăzi ați purtat-o și ați venit astăzi și ați cerut pentru ea binecuvântare de la Dumnezeu. Așa cum am înconjurat Sfânta Evanghelie, așa mi-aș dori din tot sufletul ca Hristos să fie centrul vieții dumneavoastră. Lăsați-L pe Dumnezeu să fie prezent în viața voastră, în sufletul vostru, ca Dumnezeu să fie în inima dumneavoastră. Faceți din această căsnicie un altar în care Hristos să fie prezent, să fie permanent văzut, trăit, să fie viu. Ce pot să spun mai mult decât că nu înțeleg cum i-ai făcut pe acești oameni, niște oameni normali, da? Niște bunici, niște părinți, niște miri, care oricum erau încărcați de emoția acelei zile atât de importante în viața lor, i-ai făcut actori în fața camerei tale. Cum reușești să-i faci să se miște atât de firesc? Într-o zi care, mărturisesc și oricine a trecut prin căsătorie știe,
e încărcată de stres, nu doar de emoții. Te gândești numai la cum să faci să fie totul perfect și pentru tine și pentru invitații. Mult stres, multe emoții și multă agitație. Nu se vede din clip, dar în spate e foarte multă forfot în general la o nuntă și e greu. Poate de asta și unii oameni nu reușesc să se conecteze unul cu celălalt. Adică Mirele și Mireasa, care practic este evenimentul lor, ar trebui să simt mult mai mult ziua respectivă. Vai de capul lor! Da, din păcate, câteodată da. Dar poate de asta ne angajează și pe noi, să reușim să surprindem exact aceste momente. Ne folosim și un pic de partea tehnică, da, adică dăm pe slow motion și poate accentuează emoția mai mult, dar se bazează pe noi să se vadă ei cum ar trebui să simtă, de fapt, în ziua anunții. Adică îți dai seama că văzând aceste imagini, în câteva minute, atât de concentrat totul, peste ani, nu ai cum să nu lăcrimezi. Este impresionant. Adică nu sunt doar niște imagini, pur și simplu. Îți ajung la suflet în adevăratul sens al cuvântului. Ruperea aceasta de ritm între partea emoțională, romantică a filmului și cea de fericire exprimată plenar în petrecerea de nuntă, mie mi se pare minunată. Ați observat cu siguranță acea ruptură, nu-i așa? O paletă de emoții atât de bine pusă în evidență, pictată pe ecran, să spun așa, că tot ești de meserie profesor de desen, subliniată în chip minunat și prin designul sunetului de care vorbeam, care nu e deloc ușor de realizat. Ei, trebuie să recunosc, mătușa cu un telefon chiar performant în mână n-ar putea să facă așa ceva, deși poate că ea crede că dacă astăzi oricine crede că poate, să fim serioși. Toți suntem pricepuți. Aici aș sublinia această diferență dintre omul pregătit, care din pasiune studiază ani în șir, face cheltuieli însemnate să urmeze cursuri, să investească mereu în aparatură care costă serios, să fie în pas cu tehnica, și oricine crede că folosindu-se de un program presetat de montaj, de o cameră mai bună, dar pe care nu știe să o folosească la capacitatea ei maximă, poate la fel. De fapt, un videograf nu e un om care are avantajul de a fi învățat lucrurile în televiziune. Da? Tu n-ai lucrat niciodată în televiziune. Nu, nu? Nu. Ai mai intrat vreodată într-o televiziune? Adică, într-o așa, televiziune locală, din Iași, da, dar nu ce văd aici. Adică, am și prieteni, colegi, care și videografi, dar au lucrat și în televiziune. Deci știu, sunt familiarizat, dar nu am avut ocazia să... Mi-am dorit la un moment dat să lucrez în televiziune. Când ai ținut prima dată o cameră în mână? La ce vârstă? Cred că acum 15-16 ani sau poate chiar mai mult, nu mai știu sigur. Era o cameră mică, handycam, cu casete mici. Aia a fost prima cameră pe care am pus mâna. Deci erai încă un copil, da, să spun așa. Și apoi copil. Ai fost ucenicul cuiva, te-ai lipit de cineva mai priceput. Da, da. Nu știu dacă neapărat mai priceput, dar am intrat într-o echipă care aveau filmări și făceau tot felul de chestii. Eram fascinat, adică oricând voiam să pun mâna pe camera aia, nu știam ce vreau să fac cu ea, dar trebuia să o țin în mână și o să văd eu pe parcurs dacă reușesc să fac ceva. O bună bucată de timp nu am știut ce să fac cu ea, adică eram exact bunica cu telefonul în mână care făcea și dădea zoom. Nu reușeam, dar în timp am început să pun cărămidă peste cărămidă și să ajung la o concluzie, să zic așa, ce înseamnă. Eu cred că diferența care dă valoare muncii unui videograf e tocmai această investiție în procesul de învățare, an de an. Voi nu vă mulțumiți doar așa, că sunteți cu o cameră în mână și asta e, își face ea treaba, voi doar să o mânuiți, nu? Mereu căutați să vedeți ce fac alții, nu doar aici, ci și peste hotare, să treceți limite peste limite, să vă autodepășiți. Și asta se vede, te vedem în fotografii acum în culisele meseriei tale de videograf și mi se pare extrem de interesant că dintr-un eveniment firesc, o nuntă, da, e un eveniment pe care ne-l dorim unic în viață, da, dar e un eveniment firesc, de viață, de zi cu zi, da, o nuntă, un botez, nu știu, o petrecere în familie, voi faceți povești de neuitat, mici bijuterii videografice. Povești, aici discuțiile sunt împărțite, mai ales între noi videografii. Așa. Poate este ok să facem în stilul ăsta poveste, adică să ne aducem aportul foarte mult, să
sau să lăsăm lucrurile așa cum se întâmplă și tot timpul să existe discuția asta între noi, dacă e mai corect să intervenim sau nu. Și asta presupune să dați o aură poveștii, da, sau să o lăsați să fie. Să fie exact cum se întâmplă. Și depinde. Aici, nu știu, poate un client care acum 4-5 ani de zile ne poate zice acum dacă ar fi vrut ceva mai artistic sau să vadă exact ce s-a întâmplat la evenimentul respectiv. Mm-hmm. Câteodată sunt și pentru artistic și pentru documentar. E foarte dificil. De asta căutăm tot timpul și trenduri noi și abordări noi în pas cu tehnologia care ea oricum avansează. Tehnologia asta e o mare investiție. Da, să evaluăm să așa, să spunem pe șleau, da? Pentru cineva care poate că are, simte că are un talent și poate își dorește să meargă pe același drum ca și tine. Trebuie să estimeze corect de la început. Nu știu, cât ai investit în ultimii 5 ani în aparatură? Eu de obicei investesc foarte puțin în aparatură pentru că știu că nu la aparatură e pe primul loc. Cel puțin în cazul meu. Așa. Acum pentru alții s-ar putea să fie diferit. Să investească în ei întâi, cum ziceam și la început, să învețe, măcar să pună mâna pe internet și să caute, să învețe de pe internet, dacă nu vrea să ducă la un workshop sau la un curs sau... Și apoi vine și aparatura, e firesc să se întâmple așa. Aparatul e extensia noastră, nu pornim cu aparatul. Nu face treaba în locul nostru, nu face, până la urmă, nu? Nu. Simți că, pe de altă parte, sunt și alte tipuri de filmări pe care le faci. De exemplu, corporațiile își doresc să aibă o imagine bună, să dea bine în fața celor care le cumpără produsele. Și atunci vă abordează pe voi videografii, pentru că voi știți să faceți povestea să arate așa cum își doresc. Ei sigur își doresc să arate cât mai bine. Acolo trebuie. Sunt acei clienți care asta vor. Da? Aș vrea însă să te întreb dacă, nefiind neapărat niște cunoscători, nici în marile corporații, între ale imaginii, montajului și așa mai departe, dacă simți că ei prețuiesc valoarea unui videograf sau caută de multe ori ce e mai ieftin. Până la urmă și ăla și ăla filmează, nu? De ce să mă complic atât de mult? Da, ei caută de obicei, nu știu, în primul rând caută siguranța, că din start când vede un aparat mai mare sau mai multe aparate și așa, cu lumini și tot echipamentul, cumva le dă siguranța că treaba o să iasă mai bine. Da, exact. Așa. Și apoi cine se ocupă de partea aia? Asta e partea corporațiilor. Cam așa se întâmplă, nu știu dacă din fericire sau... Ce este acest top 5 pe care l-ai inițiat acum ceva timp? Ideea am preluat-o de la un rus, care la fel face și el nunți, videograf de nunți. Nu mai știu dacă din... Ba da, din Rusia era. Și cumva ei au făcut prima oară între ei acolo top 5, dar nu ține numai doar de videografi. Top 5 prestatori de evenimente și decoratori și tot ce ține de formați și multe. Și am zis că hai să încercăm și noi în Iași. Cu hate-ul de rigoare pe care ne l-am luat, adică... De ce? Pentru că ne-am auto-intitulat cei din top, cei 5 din top. Și așa au interpretat ei. Da, așa au interpretat mai mult colegii. Dar bănuiesc că ați deschis porțile pentru oricine vrea să se înscrie, nu? Nu? Trebuie să fie doar 5. Doar 5. Da? Deci vă interesează primii 5. Da? Da. Primii 5 din top. Noi am zis că oricum eu, dacă având atât de multă experiență și cumva am un cuvânt de spus în domeniul ăsta, că le-am văzut pe toate. Adică, și într-un fel vine și în ajutorul clientului. Că oamenii caută și nu știu exact cine e cel mai bun. Sau bine, e și relativ spus bun. Că nu există niciunul cel mai bun. Hai să zicem cel mai experimentat. Și poate îi ajută. Na, în același timp, colegii ne-au cam sărit în cap că nu e ok să vă auto-intitulați. Am zis, băi, pur și simplu e o mișcare pe care trebuia să o facem, ținești de marketing, ținești de educația clientului la urma urmei și o trebuie să se întâmple. Nu o făceam noi, o făceau alții sub altă formă. Dar trebuie să facem, chiar dacă nu toți sunt de acord. Am văzut că ai trecut și în fața camerei, pe internet, făcând un talk show, un podcast, cum se numește, da? Despre ce e vorba? Publicul căruia mă adresez este tot din partea de videografie și fotografie de eveniment. Și mare parte despre asta vorbeam.
despre nunți, despre filmări, ce camere au apărut și invitații pe care îi aveam în emisiune. Erau videografi ca și tine, în general, da? Acest podcast ne fiind doar pentru breasla voastră, ci până la urmă clientul final, cel care te poate aborda, poate înțelege mai bine ce să ceară de la tine, ce să aștepte. Da. Se uitau și clienți, și prieteni, și mulți alții. Oameni care învață, de fapt. Da, se uitau poate pentru că îi plăceau cum vorbesc sau să mă aude sau invitatul era interesant pentru el. Nu se uitau poate la toată emisiunea, că ținea cam două ore, nu aveau răbdare, dar mai ziceau, când mă întâlneam că ei, băi, m-am uitat și eu. Chiar mi-a plăcut și mi s-a părut interesant ce ai zis atunci, n-am înțeles nimic despre ce ați vorbit, vorbeam chestii tehnice eventual, dar mi-a plăcut, am simțit că faceți ceva și sunteți implicați. Da, și poate ajută și pentru viitorii clienți să înțeleagă că există o comunitate de videografi, se întâmplă niște lucruri în România. Câți videografi sunt la nivel de țară? Foarte mulți, nu știu exact, sunt mulți. Sunt mii? Mii, sute? Da, mii, 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 da. Mii de oameni. Acum, câți sunt în formă legală, nu știu, adică ar trebui să știm, dar pasionați sunt foarte mulți, pentru că unicuța cu telefonul poate avea acces oricine la o cameră, adică, și ceea ce e un lucru foarte bun din punctul meu de vedere, că de acolo pleacă. Orice, de acolo pleacă totul, da, nu? Da. Dăm voie să revin la poveștile pe care le ilustrez atât de bine și aș vrea să privim acum pe ecran Călătorul, pe care l-ai descoperit odinioară. E o altă istorie minunată, creionată în câteva minute, pentru mine de neuitat să privim. Mă numesc Ștefan Amarandei și sunt geograf. Călătoritul, într-un mod alternativ să zic așa, a început în momentul când am furat mașina tatălui meu, pe la 14-15 ani. Noaptea cu băieții, ne plimbam prin cartier, bineînțeles el nu știa. Și ca să fiu sigur că asta este direcția cea bună, mi-am cumpărat și o motocicletă rusească. Și am început, evident, fără permis, să mă plimb inclusiv și prin țară. M-am conștientizat mai târziu că, de fapt, ceea ce mă împingea era pasiunea de a descoperi chestii și implicit a călătorii. Din punctul acesta al copilăriei, am ajuns până în 2011, când, împreună cu doi prieteni, de fapt, prietena mea și încă un prieten, am plecat cu un ARO în Africa. Bineînțeles, ideea a venit tot la un pahar de bere, într-un grup de prieteni, ca o ambiție, hai să ajungem în Africa, să demonstrăm că ARO, mașina românească, poate să ajungă acolo. Sincer, nu eram nici eu încrezător, dar cu un pic de inconștiență am reușit să ajungem în Mauritania, punctul terminus al acelei expediții. A durat cam două luni, 17.000 de kilometri au fost. Partea cea mai interesantă a expediției a fost bugetul. Adică 2100 de euro, 3 oameni, 2 luni, incluzând motorina, mâncare, taxe, vize, un fel de expediție la cel mai mic buget posibil. Partea amuzantă, să zic așa, a fost că ne-am pierdut în deșert. Amuzant acum, când mă uit în spate, atunci era un pic cam tensionat. Faptul că am reușit să duc la bun sfârșit această expediție în Africa m-a făcut să mă gândesc la o expediție mai mare, dar în altă direcție, spre est. Astfel s-a alăturat și Iulian și împreună am reușit să terminăm încă o expediție care putem spune că a fost un succes. Expediția din Siberia, deși numele indică acest lucru, nu a fost strict în acea regiune, a inclus și Mongolia, o parte din stanuri, chiar Cecenia, Daghestan, în special puncte exotice, să spunem, dar nu exotice în felul clasic turistic, ci un pic mai periculos. Noul proiect Americaro își propune
mult mai mult decât patru români în Siberia. Vrem să facem un zigzag prin continentul american, de la sud spre nord, din Ushuaia până în Alaska, dar și de la est la vest, să fim siguri că nu scăpăm nimic din acest continent. Vom încerca să doborâm un record, cu siguranță un record românesc cu mașina, adică vă vrem să ajungem la 6.000 de metri. Ca și modificări principale, mașina a suferit un transplant de motor și transmisie, dar partea cea mai interesantă este zona din spate, unde stăteau copiii. Am modificat-o pentru a fi ca o rulotă, va avea 5 paturi și câte locuri de stat va fi nevoie. Ce am învățat din atâția ani de plimbat și expediții de mare anvergură este că fericirea noastră, într-adevăr, se află în călătorit și de aia, cât ne vor ține puterile, vom călători toată planeta. Ce poveste! Sunt tare curioasă! Pe unde l-au prins vremurile astea tulburi pe călătorul tău? N-ai să ghicești. Este în Medellin, în orașul lui Pablo Escobar. Acolo a rămas blocat. Acolo a rămas blocat, da. Da. În expediția pe care atunci o proiecta. Da. Da? În asta cu Americaro. Americaro. De da. Luni de zile bănuiesc că e acolo. Da, la începutul pandemiei, cred. Și vreo speranță de întoarcere acasă? Dar nu cred că vrea să se întoarcă acasă. Vrea să continui. Cred că o să mai dureze, adică nu ține eu legătura cu el, un prieten al meu care îmi cunoaște mai bine, mai vorbește cu el și a zis că o să mai dureze încă 2-3 ani toată expediția. Adică își doresc să o ducă și mai departe. Cred că s-au schimbat multe acum, nu mai ține de planul pe care l-aveau la început. Dar cum poate să trăiască un om care pleacă într-o astfel de aventură, care își asumă o astfel de libertate? Până la urmă, libertatea e și cu plusuri și cu minusuri, nu? Siguranță. Ți se pot termina resursele, pur și garantat. Simplu. Garantat. S-au terminat de foarte multe ori resursele. Și ce pot face ei acolo ca să se întrețină? Lucrează pe undeva? Cum face un nebun frumos al vremurilor ăstora? Acum că stau pe loc, da, presupun că au mai căutat o sursă de venit, fiind băieți descurcăreți. Da, nu poate să fie în mișcare, e mai greu, dar în principiu sunt sponsorizați pe Patreon de anumiți fani, au și o pagină de YouTube care mai postau acolo. Și... Deci sunt oameni care te pot urmări pe YouTube și care pot investi în cauza ta. Da? În cauza, exact. Se susțină pur și simplu și cu siguranță ajută partea aia. Nu au ei, cred, foarte pretenții foarte mari financiare, doar să le asigure traiul cât se plimbă ei prin lume. Deci își doresc, libertatea și bucuria de a descoperi lumea, cum spunea și în finalul filmului. Exact. Cât de departe pot merge aspirațiile unui videograf? Cunoști un videograf, nu știu, la noi sau în lume, care a ajuns departe? De la noi, din România, nu știu. Știu de un videograf, nu cred că este videograf de nunți, dar este un videograf, un indie filmmaker, adică la fel un videograf care face proiecte cu bugete mai mici, short movie-uri sau... și a ajuns la Hollywood. Știu că văzusem un articol pe internet, e suedez tipul și a fost văzut de ce ne trebuie și s-a propus să facă direct, fără prea multe discuții, un film la Hollywood. Și anume filmul Shazam, un film cu supererou. Deci se poate. Se poate, bineînțeles că se poate. Dacă nu există, nu se poate, de fapt, despre ce vorbim noi aici. Exact, exact. Care sunt visele tale de viitor apropiat și îndepărtat? Cel apropiat este să trecem o dată peste perioada asta care poate să fie grea pentru unii sau cel puțin ciudat, zic eu, pe ei. Iar pe viitor, nu știu, mi-aș dori să rămân în același domeniu, să nu fiu nevoit să fac alte lucruri, pentru că, nu știu, în ultimul timp, în ultimii ani, mi-am dat seama că poate fi o povară pentru mine viața asta în care trebuie să-ți asiguri, ce vorbeam și de băieți, trebuie să-ți asiguri o parte financiară și familia trebuie întreținută și nu prea se pun în același coș cu partea creativă, adică partea artistică vrea să înseamnă fie libertate, liberă, da, nu? Vrea să creeze, vrea să nu aibă stresul banilor și de asta zic, poate pe viitor
Nu înseamnă că vreau să câștig mai mult, dar poate reușesc să le combin altfel, să nu mai am grija de a întreține familia, cu toate că familia trebuie să rămână lângă mine, da? Dar, nu știu, să nu mai am stresul și să pot să creez din ce în ce mai mult. Ce s-a întâmplat acum cu pandemia și cu nunțele, cumva a fost... Care, practic, au fost oprite. Da, au fost oprite. A fost ca o gură de aer pentru mine pe partea creativă. Financiar, clar, nu a fost bine, dar mi-a dat posibilitatea să mă gândesc și la alte proiecte pe care le aveam în cap de mult timp și nu aveam timp când să le fac. Nu aveam timp, da. Nu? Pentru că ne ocupa foarte mult. Eu te invit să privești către camera aceasta veche de muzeu expusă în platoul nostru. E o bijuterie, pot spune. În 1970, televiziunea română se muta aici, pe atunci noul sediu din Calea Adorobanților, numărul 191, care devenea una dintre clădirile de referință din capitală. Studiourile nou-nouțe aveau camere și lumini cum nu se mai văzuseră până atunci, iar turnul televiziunii, înalt de 74 de metri, era proiectat după planuri de proiecție antiseismică de tip japonez. Printre primele camere de teren care au fost cumpărate de noua televiziune pe atunci au fost și camerele chinezești Chung Feng SX, nu știu dacă pronunț bine, dar în traducere, vântul de primăvară. Așa se numește această cameră, cu peliculă de 16 mm, performante de top pentru anii 70 și care s-au produs în serie mică. Doar 60 de bucăți existau la acea vreme. Una dintre aceste camere, aproape intactă, face parte astăzi din colecția istorică a televiziunii naționale și îmi face plăcere să vă arăt. Vezi, Vasea, și mie îmi place să spun povești așa, din când în când. Îți mulțumesc foarte mult, a fost o mare plăcere. Această combinație de cuvinte, emoții, imagini, în continuare văd rulând pe ecran imaginile tale, știi, chiar mă gândeam că ele vorbesc de la sine uneori. Nici măcar n-ai nevoie de cuvinte ca să-ți ajungă în suflet. Aici cu cine erai în fața camerei? Frizerul, da? Fiecare serial, să spun așa, din Văd oameni, abordează o meserie. O meserie, da. Da. Închei prin a le aminti celor de acasă că am o întrebare la care, dacă răspundeți corect pe e-mailul nuexistanusepoate@tvr.ro, până mâine la 11, puteți câștiga un premiu de fidelitate. Odată pe săptămână îl desemnăm pe fericitul câștigător, anunțându-l pe Facebook apoi, în ziua de luni. Iată întrebarea. Cum se numește meseria și totodată pasiunea îmbrățișată de invitatul meu de astăzi? Mulțumesc, Disenio, pentru tușere solare aduse prin design în decorul nostru. Iar vouă, dragilor, vă doresc sănătate, succes, sănătate că e mai bună decât toate în vremurile astea voastre. Și vă promit că vă aduc și data viitoare în case și în inimi un om pentru care nu există, nu se poate. Îți mulțumesc! Și drum bun către Moldova mea natală.